perioada 26-27, pe drumul public s-au efectuat lucrări de patrulare, de zăpezire și combaterea poleiului. Nu ultimul rând, și astăzi va dura aceste intervenții. Astăzi, pe drumul municipiului Chișinău, în practic toată noaptea, începând cu, din data de 26, începând cu orele 10 seara și până astăzi la orele 6, au fost implicate 21 de autospeciale, 7 tractoare cu plug, șpiere, două grader și două încărcătoare. Au fost tot acest efectiv, a fost implicat atât pe drumurile orășenești, cât și în drumurile de acces către suburbii, pentru a întreține și a oferi posibilitatea de plasări atât a transportului public, cât și a transportului privat. Eu vreau să menționez că perioada nocturnă au fost presurate 738 de tone de material antiderapant, amestec de nisip și stare, și 58 de tone de sare. Se deplasează, transportul are condiții de deplasare, nu sunt cazuri când să se formeze din cauza poleiului ambuteiaje sau situații grave de accident. În același timp, oficialul a adăugat că în urma previziunilor meteorologice care au anunțat căderea abundentă de zăpadă, la nivelul direcției a fost creată o celulă de criză și numărul autospecialelor va fi suplimentat. În context, autoritățile municipale au solicitat conducătorilor auto să-și adapteze viteza autovehiculelor la condițiile de iarnă și să dea dovadă de maximă prudență.